luptă în care doi băieți au încercat să dea totul. Și a ieșit o luptă frumoasă, atât cât au avut ei posibilități. Pentru să nu uităm că la început de drum nu e simplu să arăți atât de bine ring cum au arătat cei doi. Și ei chiar au reușit. Noi mergem mai departe, categoria observați la 91 de kilograme. Daragiu față în față cu Nicola. Adrian Daragiu, așadar, nume de ring, Gladiatorul, e din București, Club Sportiv Gladiator, Petrica Remus, antrenor. E debutant. Nici Ali Nicola n-are foarte multe meciuri. O singură luptă pentru Nicola și aceea pierdută, așa că e motiv de a încerca să, atât el cât și adversarul său, până la urmă caută primul succes în ringul de kickboxing. Iată-l pe Nicola, 23 de ani. Adversarul său are 21. Încearcă să ofere un plus de spectacol, un plus de farmec acestei gale. Așteaptă și prima repriză să urce în ring, nerăbdătoare, după cum vedeți. Nicola pare un pic mai încruntat, așa normal, este pe propriul teren, este din Craiova și reprezintă cu clubul Tolcea Art of Fights. Un suporter în tribună, dar e de așteptat. Vă reamintesc, gala se desfășoară în sala mare, sala polivalentă din Craiova. Paul Florian este arbitrul care i-a anunțat regulile de bază pe cei doi. Noi intrăm în acest match la categoria 91 de kilograme. Alunecă un pic Nicola și nu cred că e o lovitură joasă intenționată acolo. El a alunecat, este numărat. Aici odată, hai să vedem. Aici nu mai sunt atât de convins. Pentru că lovitura îi pare totuși dată destul de controlată acolo. Nicola încearcă să dea drumul la cloșe, vine aproape de adversar, se blochează la lovitură de picioare al acestuia. E să vedem dacă olteanul are de gând să lovească numai cu brațele. E într-un mare dezavantaj dacă rămâne așa, bazându-se doar pe lupta pe brațe, pentru că iată adversarul său, Daragiu, pare mai înaltă lovitura asta de picior, dar Nicola pare a fi făcut din piatră, pentru că n-a făcut niciun gest, ca și cum ar fi încasat o lovitură dură. Bună dreapta, obligat să facă Daragiu un pic pasul înapoi.
E a treia sau a patra oară în meci când Daragiu îl atenționează pe arbitru că primește lovituri sub centură. Acum acesta are o scurtă discuție cu Daragiu. Acesta trebuie să fie atent. Aici e o lovitură pe coapsă, evident. Lovitura asta pe coapsă deasupra genunchiului este foarte riscantă, deoarece dacă un pic nu greșești sinta, iată, Nicola forțează serie de croșee, dar Agiu pare un pic surprins și pare a face pasul înapoi, lovit destul de puternic. Nicola încearcă să profite de momentele astea bune, numai că Daragiu, ce dreapta aruncă aici luptătorul din București. Nicola e dispus să provoace mereu lupta pentru a ajunge aproape de adversar, pentru a încerca să închidă lupta acolo. O repriză destul de bine pusă la punct, o repriză cu mult spectacol, în care s-au aruncat multe, multe lovituri. Nicola are curaj, are tupeu. Principala problemă sunt acele lovituri de picior, care l-au surprins de câteva ori, dar când ajunge aproape, devine o mașină care aruncă rafale de punct. Care își obligă adversarul să facă pasul înapoi, Nicola intră pe drumul pe care și dorește în meci. Aici e un pic de dezorganizare, clar, în apărarea adversarului. Pare un pic haotic acolo, dar agiu în astfel de situații. Când însă reușește să dea drumul la lovituri de picior, poate să lucreze mult mai bine. Explozie pe lovitură Olteanu. Iată ceea ce aștepta el. O dreaptă ca un trasnet acolo. Își surprinde ținta și lucrurile se complică pentru Daragiu. Se ridică, dar nu știu dacă poate continua. Arbitrul vrea să verifice dacă poate să ține mâinile tari. Sigur, Nicola se va năpusti asupra lui și dacă face pasul înapoi, e terminat aici. Încă o dată va fi numărat și lupta e ca și terminată. Poate să se ridice, cred, și acum, dar nu cred că o va face. Două numărători și gladiatorul este învins. Nicola câștigă, grație unor lovituri de mare, mare forță. Explozie, viteză și este prima lui victorie ca profesionist. Prima numărătoare a fost și cea mai spectaculoasă, cu lovitură atât de clară. Dreaptă în bărbie și picioarele s-au înmuiat acolo. Parcă a călcat în nisip și nu pe podea. Daragiu, bună dreapta, iar apoi cadele astea sunt, cred că după ce a încasat și a doua lovitură. Aici a fost un pic de înghesuială acolo. Asta pentru că Nicola s-a năpustit practic asupra lui. Knockout așadar. Victorie pentru Nicola și obținută într-o manieră spectaculoasă. A fost până acum cel puțin lovitura galei care a venit iată în al cincilea meci. Deci la jumătatea acestei gale. Ce knockout spectaculos produce Nicola! Face față ring la această categorie. Noi așteptăm următoarele lupte, dar asta după publicitate.